Tragedia familiei Vlasin a devenit o lecție de viață pentru sute de părinți băimăreni. Cristina și Vasile și-au pierdut singurul băiețel după ce acesta s-a anecat cu o amigdală. Drama celor doi părinți a determinat aproape 400 de băimăreni să participe la cursurile de resuscitare cardiorespiratorie a copiilor, desfășurate în ultimele două săptămâni la Spitalul Județean Baia Mare. Cursurile au fost susținute de medicul șef al unității de primiri urgențe Baia Mare, secundat de asistentul său personal, care și-au dedicat timpul liber învățându-i pe cursanți să salveze vieți, potrivit ziarmaramureș.ro. La închiderea primei etape a proiectului Părinți Salvatori a participat și managerul Spitalului Județean Baia Mare, care le-a transmis părinților prezenți să nu aibă niciodată nevoie de ce au învățat la acest curs.